Clubul sportiv municipal Sighetul Marmației a deschis porțile unei săli de forță pe care a reușit să o doteze cu sprijinul Asociației Caritas Greco-Catolic Maramureș. Aparatele și echipamentele fitness vor putea fi utilizate de sportivii legitimați la CSM Sighet, însă conducerea clubului dă asigurări că lucrează la un proiect prin care sala de forță să fie deschisă și instituțiilor de învățământ din oraș. Avem plăcerea de a inaugura o sală de forță în cadrul sălii polivalente, cu sprijinul Asociației Diocezană Caritas Greco-Catolice Maramureș, prin care ei ne-au pus la dispoziție numărul de aparate de forță care vor deservi în prima fază sportivilor, cluburilor municipal, a tuturor secțiilor, plus și a membrilor asociației. Urmând ca, începând cu luna ianuarie, împreună cu asociația să demarăm proiecte sociale ce vizează unitățile școlare din municipiul Sighetul Marmației. Despre câte echipamente este vorba? În prima fază este vorba despre 12 echipamente de forță, plus salon de masaj, o masă de masaj terapeutic pentru sportivi. Noi avem aceste aparaturi în custodie, în care principalul factor este de a stimula activitatea sportivă, atât a sportivilor de performanță, cât și a publicului larg, prin proiecte sociale. Sala de forță va putea fi folosită și de Asociația Caritas Greco-Catolic Maramureș, care pregătește pentru anul viitor un proiect prin care își propune să atragă cât mai mulți tineri și copii spre sport și spre un stil de viață sănătos. În data de 11-10-2023 am făcut un parteneriat cu CSM Sighet în vederea unei dotări, a unei săli de fitness la sala polivalentă, iar acest parteneriat este un parteneriat de colaborare comodat, titlu gratuit, de a folosi aceste aparate de recuperare timp de un an de zile, cu posibilități, bineînțeles, de prelungire a parteneriatului. Scopul acestui protocol este convenit de către cele două părți în vederea voluntariatului în domeniul sportului, a incluziunii sociale prin sport, combaterea discriminării, promovarea educației în și prin sport, promovarea integrității și valorilor în sport și așa mai departe. Deci acesta a fost, de fapt, scopul acestui protocol de colaborare cu CSM Sighet. Echipamentele noastre au fost făcute printr-un proiect, în urmă cu câțiva ani de zile, achiziționate, un proiect care noi l-am derulat în municipiul Baia Mare, într-un centru al nostru, și a avut ca scop o sală de recuperare medicală, și după ce noi am încheiat proiectul respectiv, am transformat acel centru într-un centru de zi pentru persoane, pentru copii refugiați. Și atunci noi am găsit acest, de comun acord, acest parteneriat cu CSM Sighet, să le folosim aici. Deși le vor folosi pentru sportivii din cadrul clubului, iar noi, de la anumite ore, le vom folosi pentru beneficiarii Asociației Caritas. Iar anul viitor o să demarăm un proiect, începând din ianuarie, încă nu știm exact o dată, un proiect comun cu CSM Sighet, prin școlile de Sighetul Marmației, care vom și da anumite vouchere pentru copii care sunt din familii vulnerabile și care o să aibă, mă rog, proiectul, titlul o să fie oricum nu droguri, nu alcool, nu fumat, o viață sportivă, o viață sănătoasă, și vor putea beneficia de vouchere pentru a veni în această sală. Sportivii de la CSM Sighet spun că sala de forță le va fi de mare folos, mai ales în perioada pregătirilor pentru competiții. Este foarte ok, este dotată. Noi nu am avut până acum o sală de forță. Este un punct forte pentru noi, având în vedere că toate echipele din Divizia 2 au câte o sală de forță și fac antrenamente fizice. Noi până acum făceam antrenament fizic în sala de joc, un circuit și cam atât. Vei veni aici să te antrenezi? Da, chiar am fost și săptămâna aceasta și vom veni în continuare pe parcursul campionatului și după ce se termină. Echipamentele sunt noi, le mulțumim celor de la Caritas și clubului CSM că ne-au pus la dispoziție aceste aparate pentru a ne antrena în timpul campionatului și vom veni cu siguranță cât mai mulți sportivi de la club să ne antrenăm. Ai reușit deja să le folosești? Încă nu am reușit, dar pe parcursul
acestei săptămâni. Vom veni cât mai mulți colegi să le testăm. Echipamentele sunt super bune, profesionale și sper să facem treabă bună prin pregătire. Vei veni aici să te antrenezi? Sigur, o să vin să fac multe exerciții, să-mi dezvolt abilitățile. Sala polivalentă a fost închisă mai mult timp din cauza stării avansate de degradare. La începutul acestui an, administrația locală a decis să aloce fonduri din bugetul local pentru o serie de reparații, astfel încât sala să poată fi folosită măcar de sportivii de la CSM. Mai este însă mult de lucru, spune primarul Vasile Moldovan, care anunță că administrația pregătește câteva proiecte și pentru o reabilitare integrală a sălii polivalente. Mai sunt multe de făcut la sala polivalentă. Am început în cursul acestui an prin fonduri alocate prin bugetul local. Am schimbat instalația electrică, corpul de iluminat la sala polivalentă și în interior. Am refăcut suprafața. N-am dorit să fac refacerea suprafața de joc, nu a reușit, însă am refăcut subsolul, încălzirea centrală, băile, instalația de apă și canalizare, care au avut mari deficiențe. Am schimbat o parte din geamuri. Vom continua să investim la sala polivalentă pentru a putea să reordăm sighetenilor, celor care sunt amatorii de sport. Deocamdată de sală beneficiază sportivii clubului sportiv municipal. Sperăm cât de curând să beneficieze și alte persoane interesate de desfășurarea diferitor activități, în special vorbim de sport. Vom continua să investim, să refacem sala polivalentă, să o redăm sigetenilor, așa cum am spus, și ne bucurăm, iată, și de acest parteneriat încheiat cu Fundația Caritas, greco-catolică. Vine în sprijinul echipei CSM, în primul rând, sportivilor care activează la clubul sportiv, fie că vorbim de fotbal, volei, basket, box, și alte activități care desfășoară atletism, care desfășoară clubul sportiv municipal. Dar sperăm, așa cum a spus și domnul președinte, de aceste aparate să beneficieze și alți tineri din Sighetul Marmației printr-un proiect social, așa cum își doresc cei de la Fundația Caritas Greco-Catolică. Anul viitor ne putem gândi la un proiect major de reabilitare a sălii polivalente. Da, în cea mai mare investiție care urmează să se face se referă la suprafața de joc. Ne dorim o suprafață de joc competițională, competitivă, care să putem participa la competițiile naționale care sunt angrenate echipele clubului sportiv municipal. Aceasta este cea mai mare investiție care urmează a fi făcută anul viitor. Vorbim de o sumă aproximativ de 100.000 de euro. Iar de asemenea încercăm să facem și anvelopare exterioară. O să încercăm să identificăm un proiect de reabilitare a exteriorului pe eficiență energetică. Clădirile publice beneficiază de astfel de programe, fie prin PNRR, fie prin Fondul de Mediu. O să încercăm să depunem un astfel de proiect pentru o anvelopare exterioară a clădirii, așa cum am spus, pe programul de eficiență energetică.